Ciolaniei este acela de a semnala clasei politice românești în ansamblul său că finanțarea acestor proceduri este o solicitare urgentă și mai ales legitimă din partea cuplurilor cu probleme de fertilitate. V-ați referit puțin mai devreme la faptul că majoritatea clinicilor pe care noi le-am prezentat puțin mai devreme, unde se fac procedurile astea, nu sunt acreditate. Acreditările astea sunt date de către, de către agenția de transplant. Interesant este următorul fapt, că în ciuda faptului că dumneavoastră spuneți că nu sunt acreditate aceste clinici, acolo, o parte dintre ele, au fost închise, altele acolo se fac în continuare. Nu, asta, dar probabil că fertilizări in vitro. Păi vă spun din discuțiile de pe forumuri ale femeilor care s-au dus acolo, deci din realitate vă spun, nu din invenții. Adică și calitatea actului medical trebuie să fie garantată. Femeia trebuie să știe că în momentul în care alege să facă să răspundă dacă lucrurile de genul sunt... ăsta, va alege o clinică unde calitatea actului medical are cel puțin standarde europene. Cum știe un cuplu care nu e priceput cum e cu treaba asta cu acreditările să aleagă clinica? Păi nu știe. Din acest motiv, legislația trebuie să prevadă foarte clar standardele privind acreditările. Ceea ce îmi spuneți este foarte grav, domnule doctor. Lipsa acreditărilor poate să ducă la eșecuri, dar care să nu fie din vina cuplului. Nu se respectă niște pași, nu se respectă niște, nu știu cum să spun, reglementări. Nu poți să treci cu embrionii prin hol, să duci cu ei în camera de unde se face embriotransferul. Trebuie să ai un minim de, eu știu, de spațiu, un minim de dotare. Da, deci spuneți că deci lipsa legislației în condițiile. Pentru lipsa legislației în domeniu poate să ducă la astfel de fisuri, dacă vreți, care să dea voie unor clinici care nu aplică standardele să funcționeze. Dar repet întrebarea de mai devreme, cum ne dăm seama dacă clinicii respective sunt într-adevăr instituțiile de acreditare sunt cele care trebuie să spună foarte clar. Cele care nu corespund nu funcționează. Este foarte simplu. O clinică care nu corespunde și nu îndeplinește standardele trebuie să fie închisă. Am înțeles. Spuneam că avem o veste bună pentru cei direct interesați de subiect. Medicamentele pentru prima etapă în procedeul de fertilizare in vitro, cea legată de stimularea ovariană, s-au ieftinit de la începutul acestei luni cu aproximativ 10% și zic eu că este o reducere destul de importantă în condițiile în care spuneam că tratamentul acesta ajunge să coste 1.100, chiar 2.000 de euro și continui să spun faptul că este o discriminare foarte mare necompensarea acestor medicamente. Niciun procent din aceste medicamente nu este susținut de către Casa de Asigurări de Sănătate, deși sunt absolut convinsă că acele cupluri care apelează la aceste medicamente și la acest procedeu sunt cotizanți la sistemul public de sănătate și atunci ar trebui să aibă parte de această compensare. Numărul de proceduri FIV pentru un cuplu, domnule doctor, este limitat? Nu. E limitat financiar. Atât. Da. Care, și de vârsta... Am spus că e o problemă spinoasă. De vârsta... Iată, aici vreau să spun. Adică, trebuie să existe o limită până la care femeia, bărbatul, trebuie să încerce... Deci aici trebuie să facem foarte clar distinția între procedura de fertilizare in vitro folosind materialul genetic al cuplului sau cu material genetic donat de către terți. Dar există fertilizare in vitro făcută cu spermă de la donator și mai există și fertilizare in vitro făcută cu ovocite donate. Lucrurile care sunt perfect aici legale. Aici sunt și mai tragice. Nu, sunt perfect legale la noi. Există legislație și sunt bine conturate. Nu există legislație privitor la mama purtătoare, adică o femeie dintr-un motiv oarecare nu-și mai poate folosi uterul și atunci poate să își îndeplinească visul de a deveni mamă prin apelând la o mamă care acceptă mama să-i poartă. Mamă purtătoare al cărei statut nu este stabilit, de lege, ceea ce mi se pare strigător la cer. Da. Se pot întâmpla foarte multe situații extrem de neplăcute. Da, în care femeia nu vrea să mai dea copil. Absolut. Crește în pântecul ei până la urmă, nefiind reglementat și nefiind plus că se pot da naștere la șantaj. Sigur și tot felul de alte nebunii. Din cauza faptului că mama purtătoare, deși există în România, da, există, dar se apelează la chichițe aceste avocățești femei. Astea, da.
Adică se fac contracte pe parte juridică, nu pe parte medicală sau legislativă. Spuneam că lucrurile sunt mai dramatice când vine vorba de spermă de la donator sau de ovocit de la donatoare, pentru că românii sunt încă intoleranți, domnule doctor. Cuplurile care aleg fertilizarea cu spermă de la donator se ascund de cele mai multe ori, inclusiv față de propriile familii, pentru că avem niște prejudecăți și niște limite, niște bariere peste care se pare că nu putem să trecem. Este vorba de mentalități, este vorba de lipsa unei educații în domeniu, dacă vreți. Vedeți, la noi nici părinții cu copiii nu vorbesc despre viața sexuală. Cineva trebuie să înceapă. Suntem extrem de în urmă, dacă vreți, față de toate celelalte țări din Uniunea Europeană, când ne raportăm acum la familia din care facem parte, la din care capitol. Ne dorim că facem tot așa. Facem parte. Facem dar parte tot pe hârtie. Suntem cu mulți pași în spate pe foarte multe, pe foarte multe domenii. De exemplu, cred că mai trebuie discutat în domeniul legislației ca acest tratament să fie nediscriminatoriu indiferent de partenerul care are probleme de fertilitate. Că este vorba de femeie sau de bărbat, trebuie să fie și din acest punct de vedere nediscriminatoriu. Trebuie să fim foarte atenți până la ce vârstă mergem, nu? Vârsta. Asta legea poate să... Nu, tot prin lege, pe baza...